Marian, pentru tine este primul cantonament cel din Polonia. Cum este din nou la antrenamente? Este foarte bine, ușor, ușor încep să mă reacomodez cu tot ceea ce înseamnă partea mea de portar. Este o perioadă grea, mai ales că asta este cea mai dificilă parte din viața unui fotbalist, cea de cantonament, dar trebuie să trecem și peste acest hop și să ne pregătim cât mai bine, pentru că va urma foarte multe meciuri. Ai revenit și ai găsit foarte mulți jucători noi. Ați început să vă acomodați cu ei sau tu, dacă ai început să te acomodezi cu ei? Da, ce-i drept, sunt foarte mulți colegi noi, dar ușor, ușor trebuie să integrăm în echipa noastră și să învățăm lucrurile pe care ei trebuie să le facă cât mai bine. E o perioadă scurtă, pentru că nu aveți, sau trebuie ca relațiile de joc să fie cât mai rapid omogenizate, pentru că urmează multe jocuri grele. Într-adevăr, urmează o perioadă dificilă cu foarte multe meciuri, de fapt. Cum ai spus și tu, trebuie să facem cât mai repede ca cei noi veniți să se acomodeze și să înțeleagă cât mai repede cele cere mister. Primul joc oficial sâmbătă viitoare la Ploiești. Aduceți un nou trofeu la Constanța? Noi ne dorim acest lucru, jucăm acest meci la victorie, cum le jucăm pe toate, și încercăm să îl câștigăm. După visul de a câștiga titlul național, acum un nou vis, participarea în Champions League. Cum te gândești la aceste meciuri? Mă gândesc cu încredere. Eu chiar am încredere că o să avem un parcurs cât mai lung în Champions League și visul meu este să ajungem în grupe și, de ce nu, chiar mai departe. Există o mare încredere în lotul pe care l-are Farul pentru acest sezon? Bineînțeles. Trebuie să avem încredere în noi, știm ce putem, am dovedit că putem foarte multe și că putem produce un fotbal foarte frumos și calitativ. De ce nu să nu ne gândim cât mai sus? Are Farul puterea de a merge în toate competițiile, campionat, cupe europene, Cupa României? Bineînțeles, de ce nu? Avem jucători tineri care vin din spate. Zic că avem un lot numeros acum și chiar și calitativ. Va fi Farul și mai puternic odată cu revenirea celor jucători de la echipa națională? Îi așteptăm cu drag. Am înțeles că ei au început un program de pregătire. Acum urmează să vină și la echipă când o să ne întoarcem la Constanța și îi așteptăm cu nerăbdare. Spune-ne și despre tragerea la sorți a noului sezon. O deplasare lungă, grea, la Sibiu, în prima etapă, acolo unde n-ați avut amintiri plăcute. Da, ținând cont de ce a fost anul trecut, unde ne-au bătut cu 4-0, trebuie să mergem acolo și să ne luăm revanșa, pentru că ne-au bătut și nu am făcut un meci chiar strălucit atunci. Ce vă propuneți pentru noul sezon în toate competițiile de care vorbeam mai devreme, campionat, Cupe Europene, Cupa României? Să câștigăm Supercupa, în primul rând, pentru că este primul meci, apoi să ne calificăm cât mai departe în Champions League, dacă nu în grupe și mai departe, câștigarea campionatului și câștigarea cupei. Tu, personal, cu echipa națională, ce dorințe ai? Să ne calificăm la Euro. Acesta este primul pas. Sper să reușim să-l îndeplinim și cu Dumnezeu înainte.